cât de bună este această dimineață. Bună dimineața tuturor, bună dimineața Ovidiu. Bună dimineața Irina, bună dimineața doamnelor și domnilor. O dimineață oarecum albastră, a ta este oarecum blumarin, a mea este de-a dreptul albastră. Nu știu dacă asta ne și face un pic sânge albastru. Speranță, optimism, încredere, da, că corect. Va fi o zi bună, nu? Cu atât mai bună, cu cât astăzi, unul la unul, când ne întâlnim cu colegii de la Iași și împreună vom ieși pe TVR3 pentru că avem o poveste foarte frumoasă. Așa, astăzi. Este o invitată de excepție, doamnelor, domnilor, pe care o veți revedea puțin mai târziu, pentru că a fost adesea prezentă în programele televiziunii românești. Te las pe tine, Irina, să spui despre cine este vorba. Este vorba de doamna Simona Noja, de altfel este și ambasadoare culturală a țării noastre. Acum locuiește la Viena, este director al operei de acolo. O doamnă incredibilă și prin sensibilitatea pe care o amână, dar și prin toată forța pe care o dovedește făcând foarte multe lucruri. Are o școală de balet aici în România și este un model pentru foarte, foarte multe persoane. Nu numai pentru cele care vor să devină balerine, ci și pentru femei în general. Da, și cred că ăsta e un lucru extraordinar, faptul că deși trăiește, iată, a fost balerină în altă țară, nu a uitat de unde a plecat, se întoarce în România, face lucruri extraordinare pentru copiii de aici, care nu așa visează ca peste ani să ajungă o Simona Noja sau alți balerini celebri. Da, și tot astăzi vedem ce temperaturi ne așteaptă în Transilvania, ce urmări au adus temperaturile de azi noapte, pentru că în toată țara, urmăream jurnalele și de aseară și de azi dimineață, în toată țara sunt mai mici sau mai mari probleme legate de polei sau de căderi de zăpadă, de viscol și așa mai departe. O să vedem și starea drumurilor puțin tel mai încolo. Colega Laura Budișoane va aduce detalii în acest sens. Dar până să ajungem la toate aceste amănunte, cred că putem să aflăm informații despre un program cu bani. Un program cu bani lipsă, cred că e cel mai corect spus, Irina, doamnelor și domnilor. Asta pentru că peste 95%, iată, aproape toate proiectele câștigătoare în programul Startup Nation din Transilvania nu au primit încă niciun ban de la stat. Tinerii antreprenori ar fi trebuit să primească 44.000 de euro pentru a putea respecta planul de afaceri și pentru a nu a pierde, însă doar 4% dintre aceștia au primit finanțare rambursabilă de la guvern. Mulți dintre ei întâmpină probleme atunci când vine vorba de finanțarea prin credit bancar. Pornit la începutul anului trecut, programul Startup Nation lansat de guvern a reușit să includă proiectele ambițioase a peste 8.000 de tineri antreprenori din România. Aproape un sfert din proiectele câștigătoare sunt din Cluj și județele vecine, însă acestea nu au primit încă finanțarea de până la 40.000 de euro promisă de guvern. Reprezentanții în teritoriu ai Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat spun că au virat toți banii necesari pentru decontarea proiectelor, iar tinerii antreprenori nu au de ce să își facă griji. Am virat la bănci, la cele trei bănci partenere, 181.801.000 lei, din care deja am făcut plăți de 24.200.000. Și speram în perioada următoare să vină cât mai mulți aplicanți la decont ca să putem să consumăm banii cât mai repede. Din peste 2100 de dosare admise în program, doar 83 dintre acestea au primit banii de la stat. Acest lucru se întâmplă pentru că antreprenorii nu au finalizat planul de implementare. Acesta presupune ca mai întâi câștigătorii Startup Nation să investească cel mult 40.000 de euro în echipamente, softuri sau mobilier, iar mai apoi aceștia să depună o cerere de decontare a cheltuielilor. Aplicantul plătește din surse proprii sau din credit bancar echipamentele respective și apoi vine și solicită rambursarea sumelor achitate. Sau cerere de plată, face contract și factură cu furnizorii cu plata la termen. Vlad și echipa lui se numără printre cei care au ales să-și financeze proiectul prin credit bancar, însă au aflat că mai au de așteptat până când vor putea încheia acordul de finanțare. Tinerii spun că fiecare zi în plus fără bani pentru afacere le va afecta planul de afaceri gândit inițial. Considerăm că singura chestie care ne-ar fi ajutat dacă am fi primit deja banii era să reușim să implementăm deja primele etape ale proiectului. Aici ne referim la angajatul oamenilor care aveam nevoie și, bineînțeles, achiziționarea de echipamente, care momentan
e cumva oprită ambele etape. În următoarea perioadă, alte 121 de proiecte câștigătoare ale programului Startup Nation din Cluj și celelalte județe vor primi rambursarea promisă de la guvern. Acum, trebuie să spun, Ovidiu, ca o părere personală e drept, dar, de fapt, cum sprijină acest program antreprenorii? Din moment ce eu am 40.000 de euro, da, am putut să-i accesez prin credit bancar și pot totuși să încep să-mi desfășor activitatea, după aceea vine programul și îmi dă banii înapoi ăștia 40.000 de euro. Pentru ce? Pentru curajul de a accesa acest credit. Da, nu mai degrabă s-ar potrivi celor care nu au de unde și atunci să se vadă ca un sprijin real acești bani. Cumva a fost gândit în sensul programelor prima casă sau prima mașină, o chestiune de genul ăsta. De altfel, nu știu dacă îți amintești la momentul în care a fost lansat și dacă dumneavoastră vă amintiți, doamnelor, domnilor, când a fost lansat acest program, foarte mulți analiști economici spuneau cumva că e mai degrabă un program de asistare socială, nu atât de încurajare a unor afaceri, tocmai pentru că lipsește componenta de risc. Noroc că acum, prin simplu fapt că de fapt guvernul nu îi ajută să-și continue afacerile, iată, a apărut și componenta aceasta de risc. Știi, asta e de fapt problema acum. Mai mult decât atât, cumva proiectul îi obligă pe acești oameni să obțină rezultate, să facă produse care să întrețină afacerea pe următorii, dacă nu mă înșel, 3 sau 5 ani. Deci asta e problema. Dacă acești oameni vor da cu ăștia în gard și își vor nenoroci aceste afaceri, întrebarea este cum justifică faptul că nu-și mai pot plăti angajații pe care trebuiau să-i aibă pentru următorii ani, că nu vor putea să desfășoare efectiv afacerea respectivă. Până la urmă, deși analiștii, cum ziceam mai devreme, spuneau la acea dată că nu există componenta de risc, eu cred că, din păcate, în România, întotdeauna când faci afaceri cu statul, există o puternică astfel de componentă. Da. Haideți să vedem cât riscăm dacă mergem la o plimbare sau nu neapărat la o plimbare, să avem de făcut o călătorie pe drumuri în condițiile actuale de vreme. Laura însă e cea care cred că ne poate da detaliile cele mai multe în acest sens. Bună dimineața, Laura! Bună dimineața! În Transilvania ninge de câteva ore bune. Stratul de zăpadă a creat probleme participanților la trafic în mai multe județe din Transilvania. Circulația este îngreunată între Sibiu și Brașov. Au fost impuse și câteva restricții de circulație pentru vehicule mai mari de 7,5 tone. În Harghita sunt 9 localități care au rămas fără curent electric, la fel și în Covasna sunt 7 localități parțial afectate de această problemă. DN11C din Covasna între localitățile Turia și Bixad este închis. Mai mulți arbori au căzut pe carosabil din cauza vremii. La această oră acolo sunt 2 echipaje ISU care intervin pentru îndepărtarea acestora. Așa că, Irina, grijă mare cei care se pornesc la drum să fie pregătiți și să aibă tot ce au nevoie la ei. Da, cum e? Mulțumesc foarte mult, Laura. Apropo de ce trebuie să avem la noi, să culesc un nisip în portbagaj, lopățică. Cauciucuri de iarnă, obligatoriu să începem cu ele. Lanțuri să le ai și pe alea că cine știe. Așa e. Și mănuși, ca să, vorba aia, ieși din mașină să nu îngheți. Și unghiurile reflectorizante, evident, trusa de prim ajutor și multă, multă răbdare, bunăvoință, nu, disponibilitate de a ajuta pe alți participanți la trafic care probabil că se află într-o situație dificilă. Acum, eu totuși aș spera să nu mai avem, sau cel puțin în Transilvania, măcar în Transilvania, să nu mai avem situațiile alea în care să nu putem să ajungem din punctul A în punctul B cu săptămânile, pentru că, nu e așa, a venit iarna în toată deplinătatea ei, sau cum să mă exprim. Totuși, n-aș putea să bag mâna în foc. Oricum, putem să băgăm mâna în foc că sunt unele administrații care se spetesc să facă rost de bani, bani care sunt un pic în altă formă decât cei de care vorbeam la Startup Nation. Și în acest sens am fost foarte uimită să aflu că administrația din Turda este un fel de campioană la proiecte europene. Așa este, peste 300 de milioane de euro pentru 53 de proiecte. Recordul aparține, așa cum spuneai și tu, municipiului Turda, care a reușit anul acesta să acceseze cele mai multe fonduri europene din zonă, aproape de 6 ori cât întreg bugetul orașului. Și astfel pot să-și pună în practică proiecte de anvergură, cum este cel de aducțiune apă canal, mobilitate urbană și amenajarea minei Iosif din Salina Turda. Și până la urmă, Irina, cred că e important
important să precizăm acest lucru. Asta este treaba autorităților. Nu vreau să îi aplaudăm foarte mult și să spunem, mamă, v-ați petit, cum ziceai, și este un lucru extraordinar. Nu, asta trebuie să facă autoritățile, să facă rost de bani pentru a demara proiecte în comunitate. Priviți! Dacă până în anii 2000 Turda era recunoscută drept unul dintre coloșii industriei românești, odată cu trecerea anilor s-a simțit că trebuie găsită o nouă direcție de dezvoltare. Turismul a pus Turda pe harta națională și internațională. Numai Salina a adus anul trecut peste 600.000 de vizitatori. În aceste condiții se impunea schimbarea imaginii municipiului prin realizarea unor proiecte de anvergură care vizau în primul rând infrastructura. Dar cum bugetul local era prea mic, s-au făcut demersuri pentru accesarea fondurilor europene și guvernamentale. Vorbim de circa 53 de proiecte, atât pe fonduri europene cât și guvernamentale. Și orientate spre diverse activități, spre diverse domenii de activitate. Da, eu am încercat să surprind absolut în programul meu. Rungând în executiv, constat că sunt mult mai multe probleme, că area lor poate fi mărită. Și nu am pregetat nimic pentru a coordona echipa înspre accesarea cât mai multe fonduri ca să acoperim toate domeniile municipiului. Deși procedura pentru accesarea fondurilor europene este destul de greoaie, autoritățile turdene sunt un exemplu de bune practici de accesare și implementare a acestora. Sigur că domeniul numărul 0 era drumurile, după aia sănătatea, după aia școlile. Avem deja fonduri guvernamentale pentru refacerea 4 școli. Avem deja, am început să scriem proiectul PAXA 10 pentru celelalte școli plus grădinițe. Cea mai mare finanțare de 180 de milioane de euro este prevăzută pentru proiectul de aducțiune apă-canal. Mie îmi place în mod deosebit faptul că este în evidență municipiul Turda, care nu este un colos urban cum ar fi Cluj-Napoca. Mă mir cum de Cluj-Napoca nu este campionă la acest capitol. Sau, nu știu, alte orașe mari, știi, nu știu, Iași, Timișoara, Brașov, habar n-am. Turda, care până la urmă e un orășel mic, dar cochețel. Exact, și cum spuneam puțin mai devreme, aceasta este cu adevărat treaba autorităților locale, asta trebuie să facă. Și cumva această schimbare de perspectivă din punct a lor va trebui să se întâmple odată, pentru că multe autorități locale, le-am văzut în ipostaza aceasta, nu am bani sau nu dau bani pentru cutare. Trebuie să înțeleagă că sunt niște administratori, nu sunt niște sponsori. Da? Există o sumă de bani care vine de la guvern, există altă sumă de bani care trebuie atrasă, iată fonduri europene și așa mai departe, iar ei sunt puși acolo să administreze, nu să, nu așa, se comporte altfel ca și cum, vezi, doamne, aceștia sunt banii lor și decid foarte secretomanic așa și discreționar cum alocă aceste fonduri. Vreau să zic o chestie, fără să fie neapărat interpretarea că o zic așa cu răutate, sau mă rog, să se interpreze cu ea. Știi că în general cine lucrează într-o primărie, nu contează că e o primărie de oraș mare sau o primărie de comună, în general oamenii ăștia care lucrează la primărie sunt văzuți ca niște, înțelegi? Adică eu sunt cineva care lucrează la primărie. Perfect, atâta timp sau cât se văd pur și simplu așa ei, într-o oglindă. Ei se văd așa, nu contează. Deci ei sunt într-un fel văzuți sau se văd ei în oglindă, așa nu contează. Eu sunt de acord să aibă această umflare în pene dacă este dublată de exact ce spuneai tu mai devreme. Bă, oamenii ăștia trag o grămadă de fonduri pentru că în comunitate se vede, s-au pus drumurile la punct, s-a făcut iluminatul, s-au făcut grădinițe, sau spitalul merge bine, sau mai știu eu alte chestii de genul ăsta care fac toată comunitatea să se simtă bine. Deci dacă lucrurile ar merge bine într-un oraș, într-o comună, oriunde ar fi, eu sunt perfect și chiar o să mă duc să fac și eu, uite așa, ca să fie penele și mai umflate. Dar când lucrurile nu sunt așa, atunci îmi vine să dau cu penele. Da, și cred că asta are de făcut Turda în continuare și până la urmă orice administrație locală din țară, investițiile, fondurile atrase să aibă și un impact social. Să nu uităm de grupurile vulnerabile din Turda, să nu uităm de sănătate, educație, așa cum spuneai și tu puțin mai devreme, Irina. Vă reamintim, doamnelor, domnilor, Eurovisionul, una dintre semifinale, va avea loc la Turda, în Salina Turda, ea va fi transmisă evident de către televiziunea română. Rămâne de văzut cum primăria Turda
va fructifica această punere sub lupă și ne vom întoarce la tur, dar să vedem ce au făcut cu banii. Da. Până una alta să nu uit, vă rog să intrați pe pagina de Facebook Bună Dimineața Transilvania și de asemenea contul nostru de Instagram este foarte activ, pe Ovidiu chiar îl puteți vedea pentru că în această dimineață a fost teleportat pe Instagram. Putem să comunicăm foarte fain acolo prin mesaje și nu numai. Așa este. Și mergem acum mai departe cu știrile. Școlile românești se mândresc cu elevi ce obțin an de an rezultate de excepție la olimpiadele școlare sau la examenele care permit înscrierea la universități de prestigiu din întreaga lume. O elevă de la o școală particulară din Cluj-Napoca a obținut cea mai mare notă la examenul Cambridge de studii media, test susținut de elevi din întreaga lume. Chiara Ferrari este elevă în clasa a 12-a la o școală privată din Cluj. A venit în România împreună cu familia sa în anul 2012. Părinții săi au afaceri în Cluj, le-a plăcut orașul și s-au stabilit aici. Chiara și cei trei frați ai săi sunt elevi la aceeași școală. Tânăra și-a descoperit pasiunea pentru media la cursurile desfășurate în liceu. Cu multă muncă și cu ambiție, a reușit să obțină cel mai mare punctaj din lume la testul Cambridge Media, atât la partea practică, cât și la cea scrisă. Am ales testul pentru media pentru că este o problemă contemporană. Reprezintă o parte importantă din viața noastră de zi cu zi, dar și din societatea noastră. Cred că astfel îmi demonstrez interesul pentru acest subiect și sper să reușesc în domeniu dacă voi munci foarte mult. Fiecare elev își construiește un blog pe care trebuie să pună toate noutățile, să spunem așa, din proiectul lor, pe care eu le verific săptămânal, la fiecare oră la care discutăm și le dau un feedback detaliat cum să-și îmbunătățească munca. Pentru fiecare disciplină, organizația Cambridge decernează premiul Top in the World elevilor care obțin cele mai bune rezultate la examene la nivel global. Un astfel de premiu este cea mai bună recomandare pentru admiterea la universități de prestigiu din lume. Testele Cambridge pe care le dau ei se numesc A-Level și sunt echivalentul bacalaureatului românesc. Contează foarte mult pentru admiterea la universități. Universitățile uitându-se la rezultatele de la aceste examene și condiționând admiterea în universitate. În urmă cu 2 ani, o altă elevă a școlii a primit titlul Top in the World la limba franceză. Mai, e fain, îmi place când aud informații de acest fel. Un român a fost primul care, o româncă a fost number one la nu știu ce. Ce mi-ar plăcea însă și mai tare ar fi să aflu că media românilor este peste media altor țări la... Sau că pur și simplu elevii, așa cum spui tu, care se află pe media, au condiții decente și au parte de un învățământ de calitate. Uh-huh. Nu trebuie să fie toți, nici nu cred că se poate, nici nu cred că e de dorit să fie toți, iată, vârfuri la Cambridge și așa mai departe. Dar pentru educația, să spunem așa, de bază, ar trebui, cred, să avem o altă abordare. Eu sper să apuc vremurile în care lucrurile să se schimbe radical, pentru că educația și sănătatea, două domenii atât de importante și despre care toți politicienii vorbesc așa ca și cum ar fi niște lucruri cu adevărat importante, nu se reflectă această importanță în acțiunile lor. Că tot vorbim de educație, o să vedem puțin mai târziu în revista presei, profesorii sunt foarte nemulțumiți apropo de educație, își vor primi salariile care nu sunt mărite așa cum li s-a promis și le vor primi cu întârziere. Dar despre toate astea mai târziu. Mai târziu, da. Apropo de asta cu profesorii, totuși, un minut vreau te să rog. Știi, ai în față o alegere. Profesor de orice materie vrei tu, profesor de limba română, la o școală din oraș, sau șofer la primărie. Ha. Atenție, profesorul, să zicem, nu știu, ca exemplu, iau 1200 de lei, șoferul la primărie, zicem că ia 1800 de lei. Responsabilități? Știm. Ca profesor ai o responsabilitate, în primul rând, morală foarte mare. Ca șofer ai responsabilitatea de șofer să nu cași pietonii când traversează strada. Și atunci, oare cum, Franța, să nu ne mirăm că e un interes tot mai mic înspre a profesa pe direcția asta? Și că, evident, actul pedagogic pierde foarte mult, scade calitatea și așa mai departe. Da, până la urmă există consecințe pentru deciziile pe care le luăm la un moment dat. Nu noi, Ovidiu, nu noi le luăm. Le luăm niște nenorociți care au primit un mandat pe care nu și-l respectă.
fir are să fie. E, acum nu putem spune că au fost teleportați în acele mandate, pentru că au fost împinși de niște unii care nu înțeleg. Repet, Irina, suportăm consecințele unor decizii pe care le-am luat la un moment dat sau nu le-am luat prin neprezentarea la vot, dar oricum nu despre asta este vorba acum, cred. Da, bine. Laura Budișan, colega noastră, Laura Budișan a făcut așa un fel de intro în ceea ce privește situația drumurilor, temperaturile, dar datele meteo pe larg vi le aduce evident colega mea, Irina Gașpar. Deci eu sunt fata de la vreme, cum ar veni. Și atunci dăm voie să încep, ca de obicei, cu Alba Iulia. Sunt... temperatur cu minus în acest moment, minus 1 grad la Alba Iulia, minus 2 grade în împrejurim. Totuși, temperaturile peste zi vor crește, se vor face cu plus, 2-3 grade Celsius, măcar atât vor fi la amiază. La noapte însă, din nou, revin temperaturile negative, minus 3, minus 4 grade Celsius. Pe parcursul zilei, totuși, e un soare incredibil, dar cu dinți. La Baia Mare, acum sunt minus 2 grade Celsius, cer parțial înorat și, de asemenea, peste zi ne așteptăm să fie temperatură pozitive. Tot un soare cu dinți va fi prezent pe parcursul zilei, deci nu vă lăsați induși în eroare. Bistrița, minus 2, minus 3 grade în acest moment. Nu vor crește foarte mult temperaturile peste zi, dar la noapte ne așteptăm să scadă temperaturile până chiar la minus 6 grade Celsius în orașul Bistrița. La Brașov, minus 1 grad în acest moment, cer foarte înorat. Temperaturile rămân negative pe parcursul zilei. În prima jumătate a acestei zile de joi vor fi precipitații și în acest moment în multe locuri din județul Brașov fulguie sau ninge de-a dreptul, iar la noapte ne așteptăm să fie minus 8, minus 9, chiar minus 10 grade Celsius. La Sibiu avem 0 grade în acest moment, la Oradea minus 1 grad și sunt în ninsori de scurtă durată. Pe parcursul zilei însă ninsorile acestea vor înceta și va ieși un soare incredibil, foarte bun pentru făcut fotografii, dar atenție, în toate fotografiile să aveți fular și căciulă pentru că va fi totuși frig. Zalău minus 1 grad Celsius, iar la Cluj-Napoca în acest moment, ia să vedem câte grade sunt, minus 1 grad, minus 1 grad. Și pare să fie soare deasupra municipiului Cluj-Napoca. Pe parcursul zilei însă s-ar putea să crească temperaturile peste 0, 1 grad, 2, poate 3 grade Celsius. Nu ne mai așteptăm să fie prea multe precipitații sub formă de ninsoare cum au fost ieri. Ieri a fost incredibil, adică parcă dintr-o dată se acoperea cerul cu niște nori cu zăpadă, care începea să o trimită spre... mă rog, Cluj. Acum lucrurile s-au calmat, cel puțin astăzi. Atenție, mâine nu va fi la fel ca astăzi, din punct de vedere meteorologic și din alte puncte de vedere. Bun, hai să răsfoim presa, pentru că Ovidiu e nerăbdător să ne aducă titluri din ziare. Așa este, titlul din ziarele pe care le avem în față. Începem cu monitorul de Cluj, Irina. Te rog. Începem cu monitorul de Cluj. Pe prima pagină, iată, observăm că fabrica clujana va intra în insolvență. Este o veste tristă. Judecătorii au dispus deja deschiderea procedurii generale de insolvență pentru această fabrică. Din câte știu, cu ani în urmă era, nu-i așa, în top... foarte multe produse pentru export. Cu modele unice, cu tot felul, adică și eu sunt foarte surprinsă de această torsătură a situației. Da. Tot în monitorul de Cluj, Boc se laudă cu investiții care se vor finaliza după mandatul său de primar. Sau citim despre concerte și o horă a unirii de 16.000 de euro. Primăria Cluj-Napoca dorește marcarea cum se cuvine a zilei de 24 ianuarie în anul centenarului Marii Uniri și a alocat peste 16.000 de euro pentru manifestările care vor avea loc o această ocazie, o ziua unirii principatelor române. Se menține codul portocaliu de ninsori și viscol. Asta, așa cum ne-ai spus și tu, e firesc să se întâmple având în vedere starea vremii pentru următoarele zile. Și avem, din păcate, și primul deces de gripă, iată, confirmat.
Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile de la Institutul Național de Sănătate Publică a informat ieri printr-o notă publică că în prima săptămână a acestui an a fost înregistrat acest deces de care spuneai tu, Ovidiu. Da, e un semnal de alarmă, deci cu atât mai mult să nu neglijăm niciunul dintre niciun simptom care ar putea să se agraveze. Prezentați-vă de urgență medicului în momentul în care vedeți semne care pot conduce spre un astfel de diagnostic. Și foarte important, preveniți pe cât posibil. Nu fiți bravi cu, nu știu, începând cu povestea asta să nu te îmbraci adecvat. Dom'le, suntem în plină iarnă și deci chiar dacă afară ne-am gândit noi că e soare și deci ar putea să fie cald, nu, frate, fular, căciulă, ciorap groși, știi, adică trebuie... Încălțăminte adecvată, din păcate, nu de la Clujana, iată, pentru că am anunțat puțin mai devreme că intră în insolvență, da. Faceți rost și dumneavoastră de unde puteți. Și, Irina, doamnelor, domnilor, este a nu știu câta zi în care avem o știre despre autostrada Sebeș-Turda. Iarăși aflăm că se va circula pe această autostradă la Paștele Cailor, așa cum spune monitorul de Cluj. Am spus celor care ne urmăresc, bacă, s-a făcut prea puțin autostrada acolo, bacă, au fost multe probleme cu recepția, iată că sunt și alte probleme care au ieșit acum la iveală și deși este finalizată, nu se va putea circula pe ea. S-au constatat probleme la acest lot 3 al autostrăzii Sebeș-Turda și astfel compania de drumuri a decis suspendarea procesului de recepție pe termen nelimitat. Tot în monitorul, floreștenii s-au săturat să locuiască într-o comună, sute de floreștenii, bine, asta e o invenție, cred că, sau mă rog, nu știu, e doar o impresie. Sute de floreșteni doresc să figureze în acte ca locuitori ai municipiului Cluj-Napoca. E mă, la ești, dacă vrei neapărat să scrii pe buletin de muți în Cluj-Napoca, termină cu prostiile. Sute de floreșteni și-au exprimat dorința ca localitatea lor să devină parte din orașul Cluj-Napoca. Specialiștii spun însă că o asemenea măsură ar fi extrem de complexă, iar beneficiile nu sunt neapărat clare. Faptul că nu sunt clare nu înseamnă că nu ar exista și că nu ar fi bune. Da, mă rog. Și acum avem două paragrafe. Ce spun specialiștii în administrație, ce spun specialiștii în economie. Am impresia că nu s-au clarificat foarte bine nici jurnaliștii, astfel încât nu mi se pare că este un articol foarte clar. Dar e drept că părerile sunt cumva împărțite. Adică există unii dintre floreșteni care săracii stau acolo pentru că vorba aia vor să fie în preajma municipiului Cluj-Napoca. Nu au bani să-și cumpere în municipiu și atunci au ales această soluție din împrejurim. Sincer, dacă cineva se cramponează de faptul că în buletin îi scrie locuitor al unei comune, să mă scuzi, dar probabil că acolo este locul. Alt ziar, te rog. Da, mergem și la Mediaș. Monitorul de Mediaș ne anunță despre faptul că municipalitatea a făcut publică lista obiectivelor care vor fi susținute de investiții în acest an. Se va investi foarte mult în starea drumurilor, a străzilor și nu știu câți dintre noastre ați fost recent la Mediaș. Chiar e nevoie de o astfel de injecție financiară în acea zonă pentru că era prăpăd, Irina. Ai impresia că te duci cu mașina și ai să ieși din Mediaș fără mașină. Chiar într-o emisiune a postului nostru de televiziune la TVR Cluj, acum câteva zile am discutat și despre investițiile din Cluj-Napoca. Nu știu dacă ai văzut, se preconizează că în 10, maxim 20 de ani vom avea metrou la Cluj-Napoca. Da. Și ieri dimineața a fost Ovidiu Câmpean și am povestit despre lucrul acesta. Alaltă ieri, iarăși, Dan Tarcea de la primărie de asemenea a fost prezent și au discutat despre chestia asta. Deci, da, cred că toată lumea este la curent cu acest plan. Deocamdată cei de la primărie toți spun că așteaptă rezultatele studiilor de pre- și fezabilitate și ulterior pot să dea niște termene mai concrete, că deocamdată totul este la modul general. Acum, mie personal mi se pare o idee bună să lărgești rețeaua de transport. Nu-mi dau seama metrou, sincer, și repet, am mai zis-o și în alte dimineți. Deci eu cred că principala problemă în Cluj Napoca este partea de vestigii care se găsesc de desubt. Poate că va fi un metrou suprateran, vom vedea în momentul asta în care... Asta e altceva, dar atunci metrou supra... Eu nu înțeleg, pentru mine sunt două... Cum? Deci metrou, prin esența lui, este subteran. Dacă e la suprafață, e tramvai sau e tren urban. Ce...
tot povestim. Sau o să fim ca New York, unde, nu-i așa, din aeroport ai un fel de tren care merge pe deasupra, adică la nivel supraterean, intră la nivel subteran și tot așa. Eu nu cred că în Cluj o să fie o poveste din asta cu vreun subteran. Și atunci totul este la nivel de suprafață. Dar e perfect! Adică și pe lângă metrou, la Cluj-Napoca mai e nevoie de un pasaj, ori supra, ori subteran, la Piața Mărăști, unde lucrurile se înfundă puternic. Avem nevoie să descongestionăm cumva, nu știu, toată zona aceea centrală, povestea cu centura metropolitană, Florești, spre Cluj, că tot niște poduri din astea cum s-au construit într-adevăr foarte mari în București și, mă rog, la un anumit nivel avem și aici în Cluj-Napoca, da? Podurile construite peste intersecțiile mari. Le aduc un plus extraordinar. Dau un exemplu, cei care sunt mai de multă vreme în Cluj-Napoca. Podul de la, cum zice, Calvaria. Podul Calvaria. Înainte cum era acolo? Era o intersecție destul de greu, da. Trebuia să tot așa, nu știu ce. După care s-a făcut podul ăla, e ceva incredibil, adică s-a decongestionat foarte mult față de cât era înainte de agitație. Și tot așa, adică tot mereu trebuie găsite soluții de genul acesta, măcar de genul acesta. Un alt subiect tot în monitorul de media și aș vrea să-l punctez, legat de pasiune pentru muzică. Un mare pasionat de muzică este medieșanul Marius Catalan, care reușește să cânte la aproape orice instrument îi cade în mână. Mărturisește că nu excelează la niciunul, dar asta nu îl împiedică să cânte cu pasiune la muzicuță, la chitară, la fluier, la saxofon, la nai, la marimba. N-am auzit de instrumentul ăsta, dar iată, nenea chiar cântă la așa ceva. Și dincolo de pasiunea pentru muzică, este pasiunea pentru a meșteri cu mâinile sale instrumente muzicale. Cred că ar trebui să-l invităm într-o dimineață în matinal, la bună dimineața. Într-o dimineață sau într-o după masă, vom vedea ce ne rezervă viitorul, dar da, cred că este un nene cu care am putea să povestim multe lucruri. Absolut. Și tot din monitorul de media așa aflăm despre faptul că echipa lor Gaz Metan a transferat 7 jucători străini și vrea să câștige Cupa României și încearcă astfel să evite retrogradarea. Mult succes. Să le fie cu succes. Da, FIFOR a semnat demiterea șefului poliției române, Cătălin Ioniță, interimar, în Făclia găsim acest titlu. E o agitație în aceste zile, apropo de schimbările la nivel înalt, da, nu mai este premier Tudose, s-a propus să fie premier, prima premieră Dăncilă, doamna Dăncilă, președintele înțeleg că, sau l-am auzit cel puțin argumentând de ce semnează să fie doamna Dăncilă premier. Aici mai departe iarăși lucrurile s-au împărțit, au fost unii care au fost de acord cu președintele, au fost alții care au început să critique în mod vehement. Schimbări inclusiv în rândul poliției, iarăși ne așteptăm și pe mai departe să fie schimbări de alte feluri. Așteptăm noul cabinet de miniștri, nu-i așa, în zilele următoare. Să nu uităm și de majora, din punctul meu de vedere, problemă de imagine, apropo de vizita premierului Japoniei, o situație absolut incalificabilă în care ne-am găsit, omul a venit însoțit de 30 de oameni de afaceri, de 30 de investitori care iată erau dispuși să înceapă parteneriate solide în România. Omul s-a trezit până la urmă fără agenda oficială și fără oportunitatea de a mai purta aceste discuții, s-a auto-integrat cumva în programul soției, a vizitat muzeul satului și nu-i așa, alte obiective de interes turistic, pentru că da, autoritățile au decis că nu mai e oportun și posibil să se întâmple această vizită datorită problemelor care erau atunci, exact cum spuneai tu, pleca fostul premier Tudose, o întreagă harababură. Asta este cuvântul, din păcate, cel mai potrivit. Da. Sigur. Ziua de Cluj. Da, te rog. Și aflăm de aici că locuitorii urbei noastre cumpără locuințe noi, deși sunt în continuare cele mai scumpe din țară. Iată, Irina. Erau multe articole în numerele trecute ale publicațiilor românești. Făceau comparații între o casă sau un apartament în Cluj-Napoca și o casă sau un apartament în diverse alte locuri de pe glob, care sunt în general destinații de vacanță, adică te aștept să fie foarte scumpe, gen în Spania, în, nu știu, Tunisia, în Norvegia și așa mai departe. Și spre surprinderea cititorilor, și nu e așa noastră, prețurile din Cluj-Napoca erau mai mari decât în alte părți.
vorbeam noi înainte de emisiune, că ce ar fi să ne mutăm acolo? Băi, dacă m-ar lăsa sufletul să plec, m-aș duce. Deocamdată nu pot să fac treaba asta, nu știu din ce motiv. Trebuie să mă duc probabil să-mi fac o sesiune de hipnoză, să-mi scot din cap treaba asta că sunt legată de meleagurile natale și probabil că o să trăiesc fericită până la atunci bătrânesc în alte părți. Da, și o știre foarte interesantă tot din Ziua de Cluj. Fabrica de pensule, care a fost adesea prezentă în diverse emisiuni ale postului nostru, a fost și la Regional Cafe, emisiunea coordonată de colegul nostru, Vasile Hotea Fernezan. Știu că ei acționează în zona culturală, fac spectacole, fac foarte multe evenimente. Ei bine, Irina, ce crezi că fac ei acum? În afară de mezeluri fără carne, mezeluri pe care le trimit la mezeluri fără carne pe care le trimit la export în Europa, în cadrul fabricii de pensule, cum spuneam puțin mai devreme, doamnelor și domnilor. Iată, s-au găsit doi întreprinzători care au dezvoltat această mică afacere. Fabrica de pensule este un ONG în care și-au găsit această nișă. Se pare că sunt foarte căutate aceste mezeluri, sau nu știu cum să le numesc, din soia, și care pleacă în multe țări din Europa. Sunt interesant să știi. Oare au acaparat toată fabrica de pensule sau mai sunt șanse să vedem un spectacol acolo? Trebuie să mergem la fața locului să vedem ce se întâmplă acolo. Da. Viața Medicală, un săptămânal care apare în România pe domeniul medical, vorbește despre viitorul sumbru al sănătății românești, despre terapiile durerii acute, post-operator în chirurgia digestivă, în pagina a doua sunt mai multe detalii despre asta, și mai citim despre terapia non-farmacologică a durerii, tot în acest număr din Viața Medicală. Da, Monitorul Express ne teleportează la Brașov, unde aflăm că primăria din Brașov vrea să reînvie Cerbul de Aur. Oh, n-ar fi rău. Mie îmi plăcea, adică când eram în copilăria mea, mă uitam la Cerbul de Aur și mi se părea impresionant prin tot fastul acela manifestat pe scenă și, mă rog, tot ce se vedea la televizor, că nu am fost să văd spectacolul de acolo din Piața Sfatului, dar mie mi se părea foarte fain. Deci dacă s-ar putea reînvia. Dacă s-ar putea reînvia acest spectacol, municipalitatea susține că este pregătită să cofinanțeze o nouă ediție a festivalului. Asta dacă televiziunea română, care este de altfel și deținătorul acestui brand, va relua evenimentul. Vom vedea dacă în acest an, iată, va reveni Cerbul de Aur pe micile ecrane. Hai să vedem încă două titluri foarte scurte. Pe muzica instanțelor, fiul miliardarului Buzoianu dă mărunt la afirmația Liviu Alexa Group, șantaj de făimare. Este un articol pe care vă invit să-l citiți pe muzicainstanțelor.ro. Iar de pe Jurnal Bihorean aflăm detalii despre vânătoarea cu invitați exotici. Și am să vă las pe voi să aprofundați subiectul, sau dacă sunteți în zona Bihorului, cu atât mai mult în Jurnal Bihorean. Cam atât în revista presă. E momentul să ascultăm un pic de muzică. Da? Ce vrei să ascultăm? Mihail? Absolut ce-ți dorești tu în această dimineață, te rog să decizi, Irina. Mihail să fie atunci. Da. Feels in love, something that she doesn't know what it is. She's missing those days and that left on the tape. And he's getting cold. She knows your arms would hold her anymore. She's driving with fog lights, one da-da-da, driving alone. So tell her, stranger, who why won't you tell her who you are? So tell her, stranger, who you are. Why won't you tell her who you are? Aud tăcerea ce domnește printre noi și simt durerea ce ne bate pe amândoi. Ascult tăcerea ce domnește lângă noi și simt plăcerea
ce ne va aștepta amândoi. Bună dimineața, îi salutăm și pe colegii noștri din Iași și toți telespectatorii din țară. Ovidiu, sunt foarte încântată de faptul că în platou avem pe doamna Simona Noja. Este o onoare că în această lună, iată la început de an, povestim și ne vedem. Mă bucur de invitație. Mă bucur să vă văd. Și cred că vorbeam la începutul emisiunii că sunteți un model din toate punctele de vedere. Cu atât mai mult aș vrea să vă văd peste tot, să fiți remarcată de toată lumea, inclusiv de cei tineri care cred că au nevoie de astfel de modele precum sunteți dumneavoastră. Da, modelele sunt... sunt extrem de importante pentru toată lumea, nu doar pentru tânăra generație, dar în special pentru tânăra generație. Și despre tinere modele sau despre modelul de urmat este vorba probabil și, dacă îmi permiteți să vorbesc și despre premiera din seara asta de la Casa de Cultură a Studenților de la Cluj. Sunt acești doi coregrafi care acționează ca modele pentru întreaga companie de balet de aici. Balea la carte. Balea la cat, da? Deci este o idee un pic năstrușnică pentru Cluj, dar ca în orice început, îl parafrazez pe Hesse, în fiecare început există sau locuiește magicul, da? Deci cred că această premieră oferă această șansă publicului clujan astăzi de a descoperi acest magic, această magie, dacă doriți, a balerinilor clasici, care pot fi admirați în seara asta dintr-o altă perspectivă. Considerați, apropo, că tot vorbim de această premieră, considerați că maestrul Rotaru împreună cu Boris Nebila au riscat foarte mult, da, în momentul în care au venit cu această construcție? Da. Este, da, vorba despre trei părți din repertorii cumva foarte diferite puse în aceeași piesă. Deci aceste piese sau această idee de a prezenta această premieră s-a născut aici. S-a născut aici, la Cluj, acești doi coregrafi care acționează ca modele pentru companie, că vorbeam la început de rolul modelelor, în munca cu dansatorii clasici de la operă, au ajuns la concluzia că astea trei bucăți ar fi ideale pentru companie, să prezinte compania fața publicului într-o lumină favorabilă și un pic altfel. Da? Normal că există, că au riscat, normal, dar orice început are această parte de risc, de mister, de farmec, de teamă pe undeva, dar și de curaj și de dorința de a manifesta un imbold interior de spre creație și spre frumusețe la urma urmei. Și din perspectiva dumneavoastră, care cunoașteți în foarte puternice amănunte, cum e pentru un balerin o astfel de experiență? O șansă. Este o șansă enormă pentru un balerin să lucreze direct cu un coregraf. Balerinii clasici de obicei lucrează bucăți care s-au dansat la culebele, care sunt minunate, care sunt dificile, care sunt extrem de cum să le spun, de dificil de dansat, însă munca cu un coregraf îi duce mai departe. Le arată alte fațete ale talentului, această muncă creativă, unde creativitatea este și mai puternică decât în reproducerea bucăților clasice, este extrem de... Unii dansatori dă foarte multă inspirație. Ori despre asta este vorba, de a duce aici la Cluj inspirație, de a duce modele, de a duce un alt accept din punctul publicului de vedere
față de dansatorul clasic. Dansatorul clasic, din punctul meu personal de vedere, este un dansator care poate dansa orice, pentru că are o pregătire atât de complicată și atât de complexă, dacă doriți, încât îi permite în acești 8 ani de studiu să învețe extrem de multe informații despre coordonare, despre improvizație, despre improvizația mișcării, încât este capabil să se adapteze oricărui stil. Ori această premieră de această seară este exact o dovadă, cred eu, sper eu, îmi doresc în acest sens. Cu siguranță va fi ceva absolut inedit și e extraordinar că toate aceste lucruri se întâmplă la Cluj-Napoca, la Casa de Cultură. Apropo, să le reamintim celor care ne urmăresc acum, nu e și mai complicat atunci când se află doi coregrafi care încearcă să pună la comun o viziune? Eu cred că este o sinergie extrem de benefică acum la Baletul Operei Române din Cluj. Deci, lucrurile merg înainte atunci când este această stare de inspirație, de oarecare concurență, dacă doriți, dar este extrem de pozitiv. Deci e foarte constructiv ce se întâmplă. Pentru coregrafii înșiși, care își doresc și care cu multă bucurie vin în România să facă acest lucru, ceea ce nu e de subapreciat, și pentru dansatorii înșiși, care fac un pas înainte. Da? Deci nu mai fac tot ceea ce au cunoscut până acum, ci intră într-un domeniu nou, intră într-un spațiu nou al cunoașterii, al autocunoașterii. Riscă, cartii, așa cum spuneați. Normal, puțin mai devreme. Da, dar cine nu riscă nu bea șampanie? Da, deci trebuie să existe acest curaj. Dacă vrei să obții ce se cheamă top performance, deci un nivel foarte ridicat, trebuie să ieși din zona de confort. Deci dacă faci același lucru pe care l-ai făcut, niciodată nu progresezi. Absolut. Și sper și publicul să simtă această emulație artistică și să se bucure. Noi chiar urmăream imagini de la repetițiile pentru acest spectacol. Spectacolul are premiera astăzi și îl putem vedea și mâine, tot la Casa de Cultură. Da. Steaua baletului clasic, așa vă consideră cei de peste hotare. Vorbiți-ne puțin despre experiența din afara țării. E atât de diferită, pentru că ați spus la un moment dat într-un interviu că încercați din răsputeri să convingeți lumea că și România are perspective. Mai are perspective. România întotdeauna a avut perspective și consider că în România există un potențial creator, creativ, da? Potențial de creativitate enorm de mare. Noi suntem cunoscuți pentru extremele pe care le putem atinge, da? Din toate punctele de vedere. Asta e pentru artă incredibil de important, da? Deci nu este o chestie de rutină, nu e o chestie pe care toată lumea o știe, toată lumea o așteaptă. Românii au ceva inedit, au un element de surpriză, da, iarăși îl luăm pe Hesse, probabil că astăzi sunt inspirată de Hermann Hesse, deci este ceva magic în această ființă românească. Dificultatea românilor nu este de a atinge extremele, că asta ne vine foarte ușor, ne vine ca o mănușă, ci de a găsi calea ideală, de a găsi calea de mijloc, de fapt. Da? De a găsi calea de mijloc și de a fi consecvenți. Aici avem încă de lucrat. De a fi consecvenți. Da? Deci când începem o acțiune, trebuie să o ducem până la sfârșit. Indiferent ce ne costă. Ne costă energie, ne costă lacrimi, ne costă bucurie, ne costă timp, ne costă energie. Trebuie această consecvență. Este un lucru probabil unde, da, de delucrat încă. La opera din Viena ați fost prim balerină acolo. Acum sunteți director executiv al acestei instituții foarte importante. Care este relația pe care o aveți cu toți cei care sunt acolo în instituția vieneză? Conduc Academia de Balet Operei de Stat din Viena, dar viața mea nu este doar Academia de Balet de la Viena. De altfel, un întreg traseu, da. Viena-Cluj. Este un mozaic, este un mozaic care este pentru mine extrem de important că există. Există pe lângă această funcție, care normal mi-a foarte mult timp și foarte multă muncă, ceea ce e adevărat, dar nu este singura parte din mozaic, este un mozaic, cum am amintit. Sunt extrem de angajată și pentru fundația pe care o conduc în România, sunt extrem de angajată și într-o asociație non-profit în Austria, care iată că organizează acum cel de-al doilea concurs internațional de European Ballet Grand Prix la Viena, unde avem participanți din 23 de țări și unde cancelarul Austriei și primarul Vienei
sunt, da, bun, în traducere, da, deci, Ehrenschutz, trebuie să vină cuvântul, trebuie să iasă cuvântul în limba română, sub egida primarului. Sunt cei care patronează. Cei care patronează, ăsta era cuvântul, mulțumesc, da. Da, deci sub patronajul primăriei din Viena și a cancelarului, noului cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, suntem foarte fericiți. M-ați întrebat înainte să revin la întrebarea dumneavoastră, sunt multe de povestit, de asta sunt extrem de entuziastă. Doar 5 secunde. Accent pe spiritul de echipă. Asta este viziunea mea. Noi nu încheiem conversația, vreau doar să îi salutăm pe colegii de la Iași care continuă emisiunea pe alte subiecte. Noi povestim în continuare pe zona Transilvaniei despre asta. Spirit de echipă și dacă nu e până aici o manifestare cât se poate de evidentă a acestei munci în echipe, unde altundeva să o Eu cred că atunci când ai șansa, ți se dă șansa să fii conducător unei instituții, care e mică, mare, foarte mare. Cred că e important ce viziune aduci tu în această instituție. Ori pentru mine a fost esențial la Viena, care a funcționat înainte altfel, care a funcționat bine, dar altfel, a fost important să aduc acest spirit de echipă. Da? Deci când am intrat acolo, când am ajuns acolo în 2010, oamenii așteptau să le spun de la A la Z ce să facă. Nu? Ori n-ați jucat această carte, înțeleg. Nu, eu am jucat cartea care mă reprezintă, pentru că alta oricum nu pot să joc. Pentru că pentru mine este important acest spirit de echipă, ca fiecare pe părticica lui, că este domnul de la costume, că e domnul de la care pune de la tehnic, că este profesorul de balet, că este elevul care dansează, că e profesorul care îl acompaniază. Este important ca fiecare să știe meseria bine, să o facă cu bucurie, să o facă cu plăcere și să fie el însuși inspirat. Deci asta a fost pentru mine niște puncte extrem de importante. Ori în momentul când fiecare își face datoria, munca, cu multă pasiune și cu multă responsabilitate, nu poate să meargă decât bine. Și iată că suntem acum după 8 ani și rezultatele îmi dau dreptate că a fost drumul bun. Deci nu drumul autoritar, eu vin și tu faci și trebuie să urmezi ce zic eu. Deci nu acest drum l-am optat, nu am optat pentru acest drum, ci drumul, mă uit la tine, ești un mic univers, fiecare om și fiecare om de la școala de balet de la Viena este pentru mine un mic univers și vreau ca acest univers să înflorească. Vorbiți-ne despre proiectele dumneavoastră în România. În România, fundația are două proiecte mari pe an. Are proiectul de masterclasses din vară, unde avem invitați din străinătate, care durează 2 săptămâni și unde toată lumea are ocazia, deci toți copiii au ocazia și profesorii să vină să participe, profesorii să asiste din România. Și este proiectul de Festival Internațional al Școlilor de Ballet Grand Ensemble, care are loc la sfârșitul lunii octombrie. Deci aceste două mari blocuri, de acestea mă ocup. Sau mai bine zis, se ocupă echipa fundației și aici trebuie să mulțumesc doi oameni de bază de la fundație care sunt, încep cu doamna, este doamna Corina din Delegan, care organizează totul, care este profesoară de limba română, de fapt, dar organizează fantastic, pentru că probabil că are verbul da, cum se cheamă, activat și energizat din munca cu copii, deci, așa, și domnul Marius Loga este, dacă doriți, creierul fundației. Acești doi oameni coordonează aici impecabil toată munca și toate activitățile fundației, din cauza asta se și pot întâmpla și cărora le sunt extrem de îndatorat. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit astăzi alături de noi și mă bucur foarte mult de câte ori aud de Simona Noja. Sunteți un nume care face cinste țării noastre și toate aprecierile noastre. Mă bucur mult că numele meu are o rezonanță pozitivă. Și un mesaj pozitiv, așa cum spuneam puțin mai devreme, acela prin care încercați să convingeți oamenii că și țara asta mai are perspective. Mulțumim și pentru acest lucru. Mulțumesc mult!
Așadar, astăzi, la Casa de Cultură a Studenților, ne întâlnim la spectacol. E un spectacol incredibil de balet. Mâine, de asemenea, același spectacol, doar că astăzi este premieră. Astăzi, la ora 18, va fi Ballet à la carte. Ballet à la carte, doamnelor, domnilor, noi ne luăm acum la revedere de la dumneavoastră, asta pentru că ediția de astăzi, bună dimineața, Transilvania a ajuns la final. Da. Mâine din nou ne întâlnim, începând cu ora 8. Toate bune. Cele bune, la revedere!